această seară, pentru că sunt câteva schimbări în distribuție și asta înseamnă o premieră. Hai, spune-ne tu. Bună seara și, în primul rând, vă mulțumim pentru că sunteți atât de mulți în seara aceasta. Da, este premieră la Alba Iulia în Festivalul de Teatru Povești, pentru că, deși Mai Trăi se joacă de 5 ani, este distribuție nouă. Este prima oară când Raluca Produ joacă, practic, primul spectacol oficial, în rolul principal Mai Trăi. Împreună cu Maia Morgenstern, Mai Trăi la 60 ani. Vlad Sanfirescu, Mircea Eliade. Părinții lui Mai Trăi, Narendra Sen, Doru Ana. Și mama lui Mai Trăi, Anca Sigartă. Mantu, verișorul lui Mai Trăi, iar pentru prima oară, Tudor Istodor. Verișoara, Carla Maria Teaha. Sora lui Mai Trăi, Ceabu, copilul, care este Mirela Solcanu. Mirel Solcanu. Mirela e mama. Adelina Dorobanțu, servitoarea. Dan Rădulescu, prietenul lui Mircea Eliade, Harold. Scenografia spectacolului este semnată de Alina Mastalier. Coreografia dansurilor Kata, care sunt tradiționale, dans tradițional indian, este coreografia semnată de Carmen Pesantes. Seara și Lidia Sărsămâncă. Sen, dar tot cam cât de cunoscut e? Foarte. E unul din cei mai apreciați ingineri din India. Păi vorbeam eu pe noi, oarecare, din moment ce alegi de prefectul de șantier de India. De ce castă e? Brahman. Brahman Veritan. Mi-a dat chiar un semn, sacru, medalion pe care îl poartă tot timpul la mine. Dar e și membru fondator la Rotary Club. Joacă tenis aproape perfect, conduce mașina, mănâncă tot felul de mâncăruri sofisticate, o să-ți placă, să vezi. Dați-mi voie să vă prezint familia mea. Soția mea și Dimitri de vin. Namaste. Fica mea cea mare, Mai Trăi. Namaste. Fica mea cea mică, Ceabu. Ei. Și fărul meu, Mantu. Dumnealor sunt domnii Ellen și... Harold. Harold. Mai târziu, Mai Trăi o să ducă ceai cu multe zahăr, cu multă miere. A, minunat. Nu-i place foarte tare. N-aș fi crezut că sunteți mama lui Mai Trăi. Păreți mai degrabă sora aici. Sunteți foarte tânără. Așa e.
soția mea e foarte bună. Nu am venit niciodată așa, dar... Da. Păi și atunci cum vedeți soarele? Pe fereastră. Se vede soarele, pe stradă, la câmp. De aceea sunteți albi, sunteți foarte frumoși. Și eu așa. Dar ai putea să încerci cu pudră, să știi că... Pudra se spală. E adevărat. Dumneavoastră vă pudrați când e Nu, nimeni nu se pudrează când e mic. Da, dacă vă pudreați, vă îmbolnăveați. Corect. Și Tolstoi spune asta. Tolstoi? Nu-l cunoașteți pe Contele Lev Tolstoi? Marele scriitor rus. Scrie foarte frumos, să știți. Serios? Da. Și a fost foarte bogat. Dar la bătrânețe, a renunțat la tot și s-a retras în pădure. Dar cum ar face și studiat? Niciodată n-aș fi știut cât de schimbată e lumea de pe acoperișul unei case. Mi-ar place! Mie mi-ar plăcea... Să citim împreună pe Shelley. Urmă i-am spus că la noi, toți bărbații curajoși, mănâncă ardei iute. Iar el s-a simțit nevoit să-și arate curajul. Tâmpit! Complet! Mă întreb oare dacă astăzi ne-am revedea unul pe altul, oare ne-am recunoaște? Mamă, ce faci? Ce s-a întâmplat mai de aici? Am vrut să-i dau afară, Iana, și n-am vrut să o apăr.
așa cum e. Ca pe un frate. Tata vrea să-l înfieze, așa că va fi fratele tău. Și cine știe, poate mai încolo, la pensie, chiar o să ne mutăm acolo, la el, afară. Acolo, ar vine să dă atât de răi pentru englezii de aici. Ne vom socoti fraților. Să privească în fața adevărurile incomune. Și toată viața a fost așa. Nu observa nimic. Pentru că nu dorea să observe